Recondiționezi și câștigi. Sunt extrem de multe lucruri foarte bune, calitative, ce pot fi recondiționate și le mai poți folosi ani de zile, poate până te plictisești de ele. Și vreau să vin cu exemple personale, vreau să vin cu exemple din lumea auto, din lumea telefoanelor, din lumea laptopurilor, discutând în mare parte despre economiile pe care poți să le faci și o să vin și cu exemple personale. De curând mi-am luat un al doilea telefon iPhone 7 Plus de 128 de giga. L-am luat special pentru a putea filma cu el, în primul rând. 2. Are două camere. 3. E mare și ține bateria. Am vrut să nu locuiesc pe ăsta mic, pe care l-am avut mult timp, dar nu l-am dat nici pe ăsta. Pentru că ăsta are o poveste foarte interesantă, telefonul. Telefonul ăsta l-am luat cu 1499 de lei de pe flick.ro și nu este reclamă, asta am făcut, doar prezint ceea ce achiziția am făcut. Părerea mea. Deci telefonul ăsta mi-a plăcut din dintotdeauna și mereu a fost scump. Mereu mă uitam la el așa nostalgic, știi? Și e subțire, e plăcut, e mare. Îmi place mult mai mult decât iPhone 11. Deci iPhone 11 este foarte greu și deși e, are diagonala de 6,1 e o diagonală cumva trasă de păr pentru că telefonul e telefonul telefon îngust, ecranul e lung și ai și o zonă pe care nu o poți folosi a telefonului, deci e cumva trasă de păr. Ăsta, în schimb, ăia 5,5 inch pe care i are sunt altfel gândiți, e mai lat și mi se pare mai interesant, mai practic telefonul ăsta decât 11-le. Deși e mai slab în performanță, are camerele mai slabe, etc. Bla, bla, bla. Dar ăsta costă nou vreo 3500 de lei în magazin. Costa, i-am dat pe, i -am luat la abonament, i-am luat și unul soției care a fost 3600 de lei. Deci, scumpicel. Ăsta, iPhone 7 Plus cred că a fost scos prin 2016-2017 pentru că în 2015 aveam 6S. Deci are deja 4 ani de zile, dacă e în 2017 sunt deja 4 ani de zile de când e telefonul ăsta. L-am găsit în stare ca nouă, deci așa scriau pe site, ca nou și era ca nou, adică chiar nu are nicio zgârietură, nicio cum l-au descris, așa a fost. Însă, însă dezamăgirea mea, a fost că a venit cu bateria la 88%. Iar telefoanele la Apple, când ajung la 88%, nu mai țin cine știe ce. Adică e un telefon mare, are baterie mare, dar ținea o zi, mă ținea o zi, dar scădea destul de repede pentru că știam ce fel de baterie are. La ăsta mic, care acum are bateria la 84%, deci telefoanele când scad sub 90%, la Battery Health. S-a alege praf, scade foarte repede bateria. Ăsta în car nu fac nimic pe el și în două zile se descarcă, fără să-i fac nimic, doar că stă pornit. I-am schimbat, să revin la, la ăsta, i-am schimbat acumulatorul, care este ăsta, original. Am luat unul de pe cel.ro am luat vreo patru acumulatori. Am luat unul pentru telefonul ăsta, am luat unul pentru telefonul ăsta, să-l schimb și de ăsta, și-am mai luat doi acumulatori pentru cunoștință. Mie îmi scrie pe el, deci este sigla de la Apple, și scriau pe site că este acumulator original Apple. Eu nu știu acum cât de original sunt ăștia. Mie ce mi-a pus pe telefonul ăsta e ok, deci bateria ține mai mult, se descarcă mai încet. La Battery Health acum am 100%. L-am schimbat într-un service GSM oarecare la care am dat 30 de lei. Bateria a fost 107 lei de pe cel punct. Deci nu a fost extrem de scumpă. E schiluat așa când te uiți la ea pentru un telefon de ăsta așa mare, e schiluat de bateria. Deci a, și -a făcut treaba, a ținut practic 4 ani această baterie deci cu 100 de lei am, am schimbat-o 1500 de lei am dat pe telefon și ai garanție la el în caz de ceva de pe un astfel de site deci m-a costat tot 1600 de lei i-am mai pus o fusă foarte slim care e doar pentru zgârieturi că dacă îl scap adio dar n-am scăpat în viața mea un telefon decât nu știu, prin pat așa și am pus o folie normală, nu de sticlă deci m-a dus toată investiția undeva la 1650 de lei cu tot, cu transport, cu absolut tot. Și am un telefon care are 128 de giga, două camere, în stare perfectă, rulează ultima versiune de iOS, rulează perfect, deci eu nu văd nicio diferență de performanță la, nu în gaming și în benchmarks, în viața mea de zi cu zi, intru în aplicație, intru în muzică, ies, scriu, Închid, deschid, poză, cameră, Waze, așa. Eu nu văd nicio diferență între aceste două telefoane. Diferențele pe care eu le văd în mod direct sunt ăsta e mai lat și mai practic, e mai ușor, e mai slim, ăsta e mai greu, e mai înalt. Nu se încălzește ăsta așa tare. Ăsta se încălzește, dacă îl țin în Waze, se încălzește mai repede și se descarcă mai repede. Ăsta în Waze consumă mai puțin și se descarcă și uh, nu se încălzește e mai energy efficient asta, ce drept. camerele sunt mai bune la 11 pe față de ăsta, ăsta are wide și, adică 0.5x și 1x, ăsta are 1x și 2x și sunt cam cu purici așa camerele, nu mă dau pe spate. Ăsta a costat mai puțin de jumătate din cât a costat ăsta. Deci dacă vrei un iPhone și nu ai bugetul de un iPhone, poți apela la o variantă așa, să-ți iei o variantă fie reconectată de cineva direct, fie de pe un site de încredere care verifică telefoanele, asta face flip.ro, repet, nu e reclamă, dar mi-a mi plăcut serviciul lor. Le-aș adăuga o singură remarcă, să adauge un serviciu, ca să nu mă mai duc eu până în piață să caut baterie, să, să facă un serviciu, schimbă acumulator, dacă nu există cumva deja și nu l-am văzut. Să facă efectiv un serviciu, să te sune, vrei să schimbăm acumulatorul? Plus 200 de lei, știi? s-a comandat acumulator nou, ți l-a montat, ți-a făcut serviciul ăsta, ți-a trecut pe factură. Mi se părea foarte ok. Măcar la iPhone să facă treaba asta sau la telefoanele importante. Pentru că sunt mulți care n-au timp, euh, sunt mulți care vor un telefon de acolo, le teamă de ce baterie sau în ce stare e bateria, nu vor să se complice, să ducă la alte servisuri și așa mai departe. Manopera pentru schimbat bateria a fost 30 de lei dacă n-am certificat deja. Deci la telefonul ăsta am schimbat-o. Urmează să schimb și la telefonul ăsta mic și telefonul ăsta mic are o altă poveste interesantă. Deci asta e bateria sigilată tot cu sigla Apple pe ea pentru pișpirică asta mic, iPhone 5S, iPhone SE, prima generație, de deci 64 de giga. Da, și ce diferență amuzantă este între bateriile astea, știi? Ia uite știu. diferență. Ceea ce vreau să subliniez acum, economisești bani făcând treaba asta și credeți-mă că eu cred că ține lejer încă în telefonul ăsta. Punctul foarte al Apple este că lucrurile lor rezistă foarte mult timp. Mai mult timp decât celelalte, pentru că am avut și din celelalte. N-am mai avut de mult timp Android, probabil că s-a mai schimbat povestea, n-am mai avut Android din 2015, dar uh, am văzut că au camere bune, că sunt ok, dar pentru nevoile mele și pentru că m-am obișnuit cu tot ecosistemul Apple, mi-ar fi foarte greu să trec la un alt telefon. Mi-aș lua probabil la alt telefon doar așa pentru camere, să-l folosesc de post de camera, știi, adică n-am ce să fac altceva cu el. Sunt sigur că au avansat și ei, n-am mai pus mâna pe el, deci nu mă pot pronunța, dar pentru mine Apple este ideal. Și povestea economică <laughs> al acestui telefon, pe care am mai spus-o, cred că indirect, în alte clipuri. M am l-am ducat pe toate părțile pentru că n-am avut deloc grijă de el. Telefonul ăsta l-am luat acum 2 ani de zile de pe Amazon.com Era recondiționat deci era refurbished, de când l-am luat. Era recondiționat de o companie care vindea pe Amazon. Telefonul a fost fix 106 dolari 107 dolari, 100 de euro, pune așa, cu tocul cu transport. Transportul mi l-a asigurat o firmă, un băiat pe care îl cunosc și aduce lucruri din SOA. Îl cunosc personal și m-a ajutat cu treaba asta, mi-a luat un comision de, nu știu, 10 dolari, ceva de gen, 15 dolari, ceva de genul ăsta, 10% din valoarea produsului respectiv. Deci telefonul mi-a ajuns acasă, fără încărcător, încărcători, mă rog, din la nu original, într-o cutie și un adaptor de Statele Unite, că telefonul ăsta vine din Statele Unite, SEU. Deci m-a costat, să zicem, cu totul 500 de lei acest telefon, acum 2 ani de zile, de 64 de giga. L-am luat ca să-l am ca al doilea telefon de serviciu. Am un număr de telefon la care răspund mai frecvent, un număr de telefon vechi, mă sună cunoștințe, mă sună colaboratori, mă sună... Deci un telefon vechi pe care îl țin doar să vorbesc. Doar că este extrem de incomod, mulți îmi și scriu pe WhatsApp și este extrem de incomod să scriu pe ăsta în comparație cu ăsta și de-aia l-am luat pe ăsta, plus că să filmez. Ce pe el 100 de euro, l-am de 2 ani. Nu mai ține bateria și a făcut update-uri foarte multe și la fel și ăsta, ce, var, ce variantă de iOS am pe el? Nu mai știu. 14.2 și am un telefon de Orange de 64 de giga și mai am liber 35. Deci telefonul ăsta, l-am de 2 ani, 500 de lei, da? Un iPhone nou, repet, 3000 de lei, 2600 de lei, poate variante mai veche, să-l nou. Deci sub 2500 de lei, sub 2200 de lei nu-ți un iPhone nou. E 2200 de lei în magazin uh, nou-nouț, un S, S, ul generația următoare. Dacă lei iei aproape nou, de pe un site cum e Flip sau ceva, poate te duci la un 1800 de lei. Dar, dar sub 1800 de lei, un iPhone nou nout sau aproape, nou nuții, ăsta la 500 de lei și cu bateria pe care am dat 70 de lei, îi mai, mai prelungez viața cu doi ani și la ăsta. Pe care o să-l folosesc în mașină, îl folosesc efectiv, este un telefon care are jack audio, o să-l folosesc în mașină pe post de iPod. ipod sunt scumpe, nu poți să suni, nu poți să faci nimic. Păi mai bine nu țin eu pe ăsta, îl dau pe mod avion, nu-i pun nicio cartelă, îmi descarc muzică, îmi descarc o carte, îmi descarc un podcast, îmi descarc chestii pe el și dau play în mașină, offline, învăț, ascult o carte, da? Deci la orice lucru poți să găsești utilitate și în clipul ăsta vreau să subliniez ideea de recondiționare, o baterie micuță și ai rezolvat problema, te mai ține 2 ani. De ce să-l schimbi? Păsta, de ce să-l dau cu nu știu ce sumă când poți să-l recondiționezi? Bine, 11 lei sincer o să-l vând pentru că e greu, nu, nu îmi place, nu știu. O să-mi expire abonamentul și probabil că o să-mi iau în continuare ce, altceva, adică îl dau pe ăsta și banii pe care iau au pe ăsta dau avans și mi-au -mi următorul telefon prelungesc abonamentul, dar alt telefon cash nou nou, eu nu o să mai iau. Și cumva mi-am luat telefonul ăsta seH uh, în stare perfectă, i-am pus eu baterie toate cele, ca așa un mod de răzbunare, mi-am luat apă de pe de pe Olex, adică mi-am luat apă de pe Olex odată. Pa asta e așa că mi-au de pe magazin 5.000 ceva de lei telefon, a fost apă și ăla. Gata, semn, nu mai cumpăr telefoane. Noi mi-au băstă la 1.500 de lei, recondiționez și la mulți Alte lucruri ce poți recondiționa, deci la fel, la tablete. Am o tabletă, repet, ăsta e un iPad pe care l-am de puțin timp, am anunțat când l-am luat. Am un iPad pe care l-am cumpărat în 2016, 2016-2017, l-am și acum, are 4 ani deja. Merge foarte bine, poți să citești, poți să asculti muzică, deci merge extraordinar de bine. Spre o de tata care are o tabletă Huawei pe care a dat șapte teste de lei acum 2 ani și se blochează în continuu, adică eu n-aș putea sta pe tableta aia. Este incredibil de enervantă. Deci o are de vreo 2 ani și nu, nu poți să stai pe ea, se blochează, nu răspunde, activezi netul, s-a dus la mulți ani, știi? Nu, asta merge perfect. Deci foarte mulțumit. Poți să condiționa la mașină. Poți recondiționa, sunt firme, sunt afaceri care recondiționează efectiv uh, case, cumperi o casă veche, o recondiționează la, la Z, poate e firmă și o pui la vânzare pe un, la un extra preț, îți pun un adaus. Sunt firme care recondiționează mașini, sunt firme care recondiționează telefoane, sunt firme care recondiționează laptopuri, sunt firme care recondiționează camere, am văzut că ei sunt inclusiv firme care recondiționează lentile pentru Panasonic lentilele acestea și ele în timp, deși sunt vidate, sunt pregătite, sunt cu niște lentile speciale, niște grupuri speciale, strânse cum trebuie, au un strat de protecție pe lentilă să nu cumva să se murdărească, nanocoating, antireflex, să nu facă fringing, chromatic aberration, să nu apară culoarea iurea. Cu uh, camera asta nu apare, dar cu camera asta, dacă o pun în locul ăsta, în zona asta, dacă n-ați observat în multe clipuri, zona asta apare așa, uh, movalie. Aia este Chromatic Aberration sau Purple Fringing. Uh, asta ține de procesarea lentilei, camera asta nu face GH4, G9, le face treaba asta. Respectiv, dacă fotografiez ceva în lumină puternică, marginea obiectelor este verzulie. Iară, Chromatic Aberration. Deci aia ține și de calitatea lentilei, dar și de procesarea camerei. Și GH-urile sunt mult mai ok decât G9-urile, Mă rog, ca o paranteză. Ele se pot recondiționa și lentilele, am văzut că sunt oameni care desfac lentilele, se uită la ele, le curăță, le pregătesc, le recondiționează. Laptopuri. Am avut un laptop pe care acum o să-l dau. Am un laptop uh, MacBook Pro 2015, 257, 16 GB, am 512 PSD, placă video de 2 GB. Laptopul a cumpărat Adrian la o licitație de pe eBay. A dat pe el vreo 3500 de lei. L-a ținut jumătate de an, un an, jumătate de an așa, după care și-a cumpărat un iMac. Și dorea să-l vândă. Eu cum aveam un MacBook dual core de 2.7 și mi-era greu să editez pe el la prima respectivă, i-a zis, bă, ți-l cumpăr eu. Uite, îl, îl iei tu pe ăsta și îl vinzi și mi -i dai mie pe ăla. Și am dat mie cu meu cu 2000 700, 2000, ceva, ceva de genul și am mai dat o diferență de vreo 1000 de lei, adică am plătit practic mac cu cât l-a cumpărat el de pe eBay, cât l-a dus pe el atât i-am dat, practic. Avea bateria atunci făcută, era servisat, deși e lovit, e bușit, e nu știu ce, ecranul este impecabilă, mergea perfect, rupea față de dual core și l-am ținut eu 2 ani de zile, acum a lăsat bateria la el, trebuie schimbată, nu se mai încalcă, nu se mai întâmplă nimic, are 1100 de cicluri de încărcare. Trebuie schimbată bateria, am că vreo 400 de lei, poate chiar 500 de lei, că e măricică. Și acum îl dau tot lui înapoi, <gânt> <gânt> pentru că și-a angajat, și, -a angaza, și -a angajat niște băieți noi și toți lucrează pe Mac. Și vrea să-l recondiționeze și să-l dea la unul dintre, la unul dintre băieți. Și acum, practic, se duce înapoi la el și o să-mi dea probabil pe el, nu știu, undeva la 1800 de lei, 2000 de lei, că trebuie să ia și baterie, să-l și pună la puncte și cam vechi. Deci eu am pierdut la el în 2 ani de zile 1800 de lei și mi-am am editat peste 200 de clipuri și mi am făcut multe chestii pe el. M-a ajutat. Mai am un Mac mic, MacBook Air 11, pe care am dat 390 de dolari. E al unei cunoștințe. A fost al unei cunoștințe. Pe care l-a cumpărat noți din Anglia, din Londra, cu vreo 700 de lire exact când a apăruse. MacBook Air 11, i5-1.6 GHz, dual-core 4GB RAM 128GB SSD. Erau cam 4.400-4.500 de lei și în România la vremea respectivă, deci undeva la 650-700 de lire. E extraordinar, e ușor, îl pui peste tot, e uș în avion, oriunde poți să-l iei, te ține bateria vreo 5 ore pe browsing, scris, este extraordinar laptopul acela, deși nu e performant, îmi place foarte mult pentru că e portabil și poți să îl scoți să faci ceva dacă ai rapid descris ceva sau să trimiți un mail sau să postezi ceva sau să încarci ceva sau să vezi un film. Rulează 4K, foarte ok, deci se încălzește, dar rulează ok fără să sacadeze. Deci e un laptop foarte practic. I-am dat pe el 390 de dolari, deci 1000, când i-a mai mic, i-am dat vreo 1400 de lei, i-am dat pe el și l-am de 2 ani, în condițiile în care nou nouț era vreo 4300. Ține bateria, ne am făcut nimic, nu l-am scăpat, nu l-am trântit, folosit ocazional. Deci am scutit bani cu cu treburile astea am scutit bani. Deși folosesc Apple și îmi plac foarte mult, sunt scumpe și sunt multe lucruri care sunt scumpe, le poți găsi la un preț bun, recondiționate sau le poți recondiționa tu și poți scuti foarte mulți bani. Deci și dacă aș fi cumpărat, bine, dacă aș fi cumpărat la nou, probabil că l-aș fi ținut mai mult sau eu știu. Dar m-a ținut 2 ani de zile un laptop foarte bun și pierd la el vreo 1700 de lei. Acum mi-am comandat un MacBook Air M1 de 256 de Eu folosesc Final Cut. Aplicațiile native merg foarte bine. L-am luat pe firmă, îi scutez TVA, scad prețul Mac-ului ăsta de 15 pe care îl dau și mă costă în total, teoretic, 2000 de lei în plus și mi-au -mi un laptop nou cu garanție 8-core care e mai performant, mai ușor și mai practic. Adică e un deal bun. Iarăși sunt foarte multe lucruri care își pierd din valoare foarte mult, inclusiv la mașini. La mașini tu e nou astăzi și peste 2 ani de zile ai pierdut 20-30%. După care se stabilizează scăderea, va scădea mai lent, depinde de ce mașină cumperi și sunt mereu vor fi dealuri foarte bune. Cătălin, de exemplu, de la Ritter și-a cumpărat Toyota Auris, nu și-a luat-o nouă, deși putea să-și o nouă nouță. Leasing, cash, nu conta. Nu, S-a dus la Toyota, uh, ideea era că erau scoase la vânzare niște mașini de la Toyota de test. Și era o mașină care avea 9000 de kilometri, avea un an și două luni, așa, vechime, hatch, fără foarte multe dotări, albă, simplă, și-a dat pe ea vreo 18.000 de euro, în condițiile în care una nouă-nouță era vreo 21.500, 22. Pentru un an de zile a scutit aproximativ... 4.000 de euro. Sunt 18%. Deci mașina a pierdut 17-18% într-un an pe care el i-a scutit. Practic, nu i-a câștigat, i-a scutit. Mașina e ca nouă, deja a făcut vreo 50.000 de km cu ea. Ce să se strice la o mașină pe care o cumperi dintr-un showroom de la un dealer cu 9.000 de km, nu a făcut nici măcar primul schimb de ulei. Adică, n-ai ce să riști. Verifici doar dacă a fost lovită, să nu fie ceva ars prin ea, zgâriat, că e nasol, ții mașină nouă și văd în cazul meu, mai prim scaune, mai plim nu știu ce și am zgâriat cu scaunele de copil, am zgâriat prin interior niște plastice. Deci și în 3000 de km am făcut niște zgârieturi. Se întâmplă, asta e. La apartamente, repet, poți să recondiționezi, la laptopuri poți să recondiționezi, la tablete poți să recondiționezi, să câștigi. Sunt canale de YouTube care recondiționează motoare, mașini, componente din acelea. Sunt unii care cumpără efectiv piese diferențiale nu știu ce, sunt vai de capul lor le desfac, le cumpără chituri de recondiționare, le vopsesc le curăță, zici că sunt noi. Și sunt, sunt centre, sunt firme care recondiționează mașini restaurează mașini de epocă. Desfac și schimbă fiecare șurub din acea mașină și mașina capătă o valoare incredibilă în momentul în care este recondiționată. Deci cu recondiționările poți să faci bani poți să scutești bani și poți să-ți iei și lucruri la mâna a doua. Poate nu trebuie să le conțineți imediat, dar poți să le iei la mâna a doua și să scutești bani. Deci, în toată treaba asta, poți să-ți faci un business sau poți scuti bani. Am mai spus într-un clip, de multe ori, lucrurile care pentru unii par de lux, poate pentru unii oameni care produc cu acele lucruri, poate că sunt uh, niște necesități. Adică pentru un om care nu face cine știe ce, poate un MacBook de 5.000 de euro cu cea mai tare placă video, cu cea mai tare nu știu ce, cu nu știu cât RAM și cu nu știu cât storage și cu i9, core poate că îi se pare un lux un vis, poate că pentru un video editor de top care lucrează la Marvel poate că este un, o necesitate ca să, poate să, ca să poată să facă ceea ce știe el mai bine deci pentru unii deși unele lucruri par un lux, pentru unii pot fi o necesitate pentru ceea ce fac ei Cam asta am avut de zis în acest episod. O să mă duc să schimb și bateria la asta mic, care arată cam așa. Aștept mai jos părerele voastre despre recondiționări. Sunt curios dacă voi ați cumpărat lucruri mai vechi, le-ați recondiționat, ați făcut bani din asta. Sunt chiar curios să citesc. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.